Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. În Moldova crește numărul cazurilor de import, cele mai multe fiind din Rusia, unde tulpina indiană a provocat o explozie de cazuri noi de infectare și decese provocate de COVID. O femeie a fost condamnată la 21 de ani de închisoare pentru că și-ar fi abuzat sexual doi dintre copiii săi, iar pe al treilea l-ar fi traficat în scop de exploatare sexuală, anunță Procuratura Generală. Iar un băiat de 9 ani a murit înnecat în lacul Ghidighici, unde a mers la scăldat cu părinții. În ultimele săptămâni, în Moldova a crescut numărul cazurilor de import, cele mai multe fiind din Rusia, unde un nou val de coronavirus face ravagii. Cauza este tulpina indiană, care în laboratoarele din țara noastră nu poate fi depistat. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat măsuri care ar opri o eventuală infectare în masă cu tulpina indiană. Datele oferite de Ministerul Sănătății arată că în ultimele 3 săptămâni cele mai multe cazuri de import se înregistrează în rândul cetățenilor care se întorc din Rusia. Doar săptămâna trecută au fost 19 teste pozitive. Angajații de la ANSP spun că în laboratoarele din Moldova nu poate fi depistată varianta Delta, care a pus pe brânci sistemul medical din Rusia. Pentru varianta indiană, deci este o altă secvență care nu include cele teste care le dăm noi pentru determinarea polimorfismului. Ala Halacu precizează că din luna februarie până în mai au fost colectate teste cu rezultat pozitiv pentru a stabili care tulpini au circulat în țara noastră. Rezultatele de la laboratorul din Germania au arătat că doar varianta britanică a ajuns și la noi. Au fost colectate probe de la pacienții care au fost internați și din spitale și persoanele care au venit din diferite țări și au fost trimise 25 de probe. Toate 25 au fost confirmate cu tulpina britanică. Urmează să fie trimise și alte probe în Germania pentru a depista dacă tulpina Delta s-a răspândit și în Moldova. Pentru că acum am început să identificăm persoane pozitive la SARS-CoV-2 venite din Rusia și din Marea Britanie. Luăm la evidență toți pacienții care sunt din țările respective, colectăm probele și când o să avem numărul de probe, o să le trimitem iarăși. Angajata ANSP spune că probele de import nu pot fi trimise în acest moment, pentru că trebuie mai întâi să le colecteze de la toate laboratoarele din țară, procedură care durează. Între timp, autoritățile din sănătate nu au anunțat noi măsuri de protecție sau restricții care ar contribui la stoparea răspândirii variantei indiene a coronavirusului. Asta deși ultimul raport oferit de Ministerul Sănătății arată că săptămâna trecută a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în țara noastră cu peste 22%. Totodată a scăzut numărul de persoane vindecate cu puțin peste 25%. Un lucru totuși este îmbucurător. Numărul deceselor a scăzut în rândul moldovenilor cu aproximativ 13%. De la începutul pandemiei, în Moldova peste 256.000 de persoane s-au infectat, iar mai bine de 6.100 au murit de COVID. Între timp, în Rusia, situația legată de COVID-19 scapă de sub control. La Moscova, de câteva zile, se înregistrează recorduri de cazuri și de decese, iar spitalele și mai ales secțiile de reanimare sunt supra-solicitate. De astăzi, în localuri pot intra doar persoanele vaccinate sau care au testul negativ, iar autoritățile au introdus restricții noi în toată țara. În ultimile 24 de ore, doar în capitala Rusiei au fost confirmate peste 21.000 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID și 114 decese, un antirecord înregistrat deja a patra zi la rând. În policlinici sunt cozi la testare, iar medicii rămân fără teste din cauza numărului mare de persoane cu simptome. De astăzi, accesul în cafenelele și restaurantele din Moscova va fi posibil doar cu prezentarea confirmării vaccinării sau a unui test negativ la coronavirus. A avut un такой вопрос: если я, допустим, сел на веранду без кода, захотел в туалет, прости. А вы пропустите меня или нет? Нет? Și la Sankt Petersburg a fost înregistrat un număr record de îmbolnăviri și decese din cauza COVID-19. Deși săptămâna trecută în presă au apărut imagini cu spitale supraîncărcate în care pacienții sunt tratați pe holuri la podea. În acest weekend, în oraș, s-a organizat tradiționalul festival Pânzele Albe, dedicat absolvenților, la care au participat mii de oameni. Puțini dintre aceștia au purtat măști și au respectat distanța fizică. Autoritățile ruse au anunțat că vaccinarea a devenit obligatorie în alte 8 regiuni ale țării, pe lângă cele 10 anunțate anterior. Cei angajați în domeniul de prestări servicii pot fi concediați în cazul în care refuză să se imunizeze. Situația din Rusia a devenit critică din cauza variantei indiene Delta, care se răspândește cu viteză în întreaga țară, au anunțat autoritățile ruse. De la începutul pandemiei, peste 5 milioane de ruși s-au îmbolnăvit de coronavirus.
O femeie a fost condamnată la 21 de ani de închisoare pentru că și-ar fi abuzat sexual proprii copii. Potrivit Procuratorii Generale, totul s-a întâmplat anul trecut, în luna iunie. Femeia de 40 de ani era lipsită de drepturile părintești deoarece nu avea grijă de copii și făcea abuz de alcool, iar cei mici se aflau în grija bunicilor. Aflându-se la domiciliul părinților săi care îngrijeau copiii, inculpatul ar fi abuzat sexual pe doi dintre băieții săi de 5 și respectiv 10 ani. Fiind audiați în condiții speciale, minorii au declarat că aceasta îi trezea noaptea, îi abuza și că situația s-a repetat câteva zile la rând. Procurorii au mai depistat că în 2015 femeia și-a traficat fiica de 9 ani pe care a adus-o în Rusia și ar fi impus-o să întrețină relații sexuale cu un bărbat. Despre coșmarul prin care au trecut copiii le-au povestit bunăilor, care imediat au alertat autoritățile, iar inculpata a fost reținută, apoi plasată în arest. Cei trei minori au primit asistență medicală, socială și psihologică. Femeia nu și-a recunoscut vina, iar sentința poate fi atacată. Cei care nu au reușit ieri au mers astăzi să-și afle notele la bacalaureat. Rezultatele nu i-au bucurat pe toți. Era 16 absolvenți au luat 10 pe linie. Analizăm rezultatele din acest an imediat la știri. PLD îndeamnă partidele de dreapta, inclusiv cele unioniste, să se retragă din cursa electorală și să sprijine Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile din 11 iulie. Citând ultimele sondaje, liberal-democrații spun că PAS este singura formațiune pro-europeană care are șansa să formeze majoritatea parlamentară. Deocamdată nimeni nu a reacționat la apelul făcut de PLD. Partidul Liberal-Democrat nu participă la acest scrutin și și-a îndemnat de la bun început alegătorii să susțină PAS. Prima săptămână de dezbatere electorale la ProTV a trecut cu succes, ne-a spus gazda emisiunii. Împreună cu partenerii din media, Lorena Bogza a reușit să le aducă cetățenilor răspunsuri la unele întrebări pe care le aveau față de candidați. Totuși, prezentatoarea Te Votez la ProTV susține că cei care se vor deputați pun mai mult accent pe promisiunile electorale și vorbesc mai puțin despre ei. După prima săptămână, cred că deja ne intrăm în ritm. I-am văzut pe toți, aproape pe toți, producându-se, unii mai producându-se mai tare și mai zgomotos, alții mai puțin. Dar cred că săptămânile viitoare deja vom fi mai pregătiți. Și pentru dezbaterile care urmează, Lorena Box a adunat întrebări de la mai multe instituții media. În această situație este mult mai simplu ca să adresăm întrebările pe care oamenii vor să le audă. Este un lucru ca un singur creier să nască niște întrebări și e cu totul altceva când mai multe creiere se adună și nu vorbim aici de pur și simplu ziariști fără experiență, dar vorbim, de exemplu, despre oameni care au experiență în presă, care au, profilul potrivit. Prezentatoarea ProTV susține că cei care se vor deputați în viitorul Parlament vin la dezbateri și pun în prim plan promisiunile electorale și nu subiectele care interesează pe cetățeni. Nu despre promisiunile lor, pentru că le tot auzim de ani de zile astfel de promisiuni. Noi vrem să-i cunoaștem pe cei care vor să ajungă în Parlament, să știm ce profil moral au, ce au făcut până acum și dacă merită ca să ajungă acolo și să ne reprezinte nouă interesele. Dezbaterile de la ProTV au loc de luni până vineri la ora 21. Emisiunea este realizată în colaborare cu Radio Europa Liberă, misiunea de observare a alegerilor Promolex, Newsmaker, dar și anticorupție.md. Mai mulți localnici din comuna Dancu, Hâncești, au protestat astăzi în fața Curții Supreme de Justiție. Oamenii cer demisia primarului, care nu ar face nimic pentru localitate și ar pune bani din buget în buzunar. Localnicii s-au revoltat după ce Curtea de Apel i-a dat dreptate funcționarului care a contestat decizia Consiliului Local de a-l demite din funcție. Vladimir Pretuleac a negat acuzațiile și spune că nu va pleca. În jur de 30 de localnici din satul Dancu au venit la Chișinău să ceară demisia primarului din localitatea lor. Se întâmplă după ce consilierii din comuna Dancu au votat unanim demisia primarului. Funcționarul însă a mers în judecată și săptămâna trecută a primit câștig de cauză la Curtea de Apel Chișinău. Oamenii nu sunt de acord cu această decizie. Ultimii bani din primărie, 240.000, care au fost fondul disponibil la primărie,
dumnealui a vrut să ne iei că, spunând că are o datorie veche din 2015. Nu a dus cont că grădinița de copii rămâne fără încălzire. Consilierii au contestat hotărârea magistraților la Curtea Supremă de Justiție și au sesizat Centrul Național Anticorupție. Protestatarii spun că în 12 ani de mandat primarul nu a făcut nimic pentru localitate. L-a luat vinul și bețivii și banii. S-a găsit un om de bun simț, cu suflet curat. Nu că ăsta care 12 ani ne-a măjit și ne-a furat. Cât aveți de gând să stați aici să protestați? Păi dacă ar trebui să stăm și săptămâna care vine. Nu avem de când să ne ducem, fiindcă nu mai este chip, ne-a ajuns până asupra capului. În replică, Vladimir Pretuleac neagă că ar fi folosit banii publici în interes personal și spune că nu va demisiona. Ești mințirios, Ernest, ca să poată porni spre judecățile. Anterior, funcționarul a fost vizat în mai multe investigații jurnalistice. Potrivit ziarului de gardă, toamna trecută, oficialul a convins un antreprenor implicat în cadrul programului Drumuri Bune să-i construiască o porțiune de drum care trece prin fața porții sale și se termină la casa vecină. Atunci Pretuleac a găsit o scuză. Tot și eu am mașină și eu plătesc impozit ca aștept să te mare de vinuire noi. Și mai spun și altceva, la primar vine președintele țării. Comisia Electorală Centrală a anunțat că pe 11 iulie, odată cu desfășurarea anticipatelor, în comuna Dancu va fi organizat și un referendum local privind demisia primarului. Vladimir Pretuleac este primar al acestei localități din 2007, când a fost ales pe listele Alianței Moldova Noastră. În 2011, 2015 și 2019 a câștigat mandatele de primar reprezentând Partidul Democrat din Moldova. Într-un an cu învățământul mai mult de la distanță, 16 elevi au luat 10 pe linie la bacalaureat, cu 5 mai mult decât la sesiunea precedentă. Și rata de promovare este mai mare decât în 2019, anunță Ministerul Educației. Sunt totuși mulți care au picat examenul, dar sunt fericiți că mai au o șansă la sesiunea repetată. Dacă e sărbătoare sau nu, fiecare a decis după ce a văzut rezultatele. Unii, chiar dacă nu au luat o notă de trecere, s-au bucurat că mai au o șansă. Nikita spune că nu prea și-a dat silința, dar a obținut rezultate peste măsura așteptărilor. La limba română am șansă, da. Asta e rău, da. Gata. Așa, la franceză. O leagă învățat. La ce note te așteptai? La matematică, eu așteptam 5, dar cam 7, cam bun. Mai departe ce faci? N-am idei. Cei care au venit să-i susțină i-au încurajat și le-au spus colegilor mai mici din propria experiență că din a doua încercare pot obține o notă mai bună. Prima dată am 3 note, 3. Eu nici pe care n-am învățat matematică. Și asta am zis, așa să-mi văd. Credeam a doua oară și așa, credeam, știam și acolo. Dificil se pare că le-a fost la matematică. Nota 3 este cea care prevalează. Din cei peste 200 de candidați care au susținut examenul de bacalaureat aici, 58 au luat nota 3. Pe locul 2 sunt cei care au obținut nota 2, 36 la număr, urmați de cei cu nota 4. Doar o singură notă de 1 și niciuna de 10. Au fost însă și din cei pentru care examenul de bacalaureat a fost floare la ureche. 10. 10. 10. Nu e atât de greu pe cum cred unii, adică nu e imposibil să iei 4 de 10 la bacalaureat. Dar pentru asta e nevoie de multă muncă, spune Dan, care se pregătește să depună actele la o universitate din Olanda. Și Dana Țopa, absolventa liceului Mircea Eliade din capitală, a obținut 10 la toate examenele. Inițial te afli într-o stare de refuz, zici că nu poate să fie adevărat, șoc. Și apoi conștientizez că, într-adevăr, uite, rezultatele sunt acestea. Chimia mi s-a părut destul de accesibilă. Limba română, de asemenea, acolo am avut parte de niște subiecte destul de abordabile. Iar la istorie a căzut Coza, Ștefan cel Mare. Deci, din nou, subiect destul de... Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare a absolvenților din licee în acest an este de peste 87%, cu 0,11 puncte procentuale mai mare decât în 2019. La sesiunea din acest an au fost înscriși peste 16.000 de candidați. 3.000 dintre ei au luat nota 8, cu aproximativ 660 mai mult decât în 2019, 725 nota 9, comparativ cu 535 acum 2 ani, iar 16 au luat
aprobat 10 pe linie, cu 5 mai mult decât în 2019. Cei care au depus contestații își vor afla duminică rezultatele finale. La sfârșitul lunii iulie va fi organizată sesiunea repetată pentru cei care au picat bacalaureatul. A demonstrat că informatica nu este disciplina băieților, ci și a fetelor. O adolescentă din capitală a obținut medalia de bronz la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete. Olimpiada s-a organizat pentru fete, tocmai din problema că sunt puține fete în IT și cumva balanța nu este o balanță. Aceasta nu este singura medalie pe care o are tânăra în palmarez, o cunoașteți mai bine în câteva minute la știri. Un copil de 9 ani s-a înnecat aseară în lacul Ghirighici. Potrivit salvatorilor, băiatul a mers la scăldat cu familia, însă în apă a intrat singur. Când au observat că băiatul lipsește, părinții au alertat salvatorii. Copilul a fost găsit la câțiva metri de la mal, fără suflare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă adulții să fie atenți când merg la scăldat cu minori și să nu-i lase în apă fără supraveghere. De la începutul anului, 36 de persoane au murit înnecate în lacurile din țară. Echipați necorespunzători și cu instalații șubrede, așa lucrează majoritatea constructorilor de pe șantierele din capitală. Sute de accidente de muncă se produc anual din această cauză, iar de vină sunt atât angajatorii care nu-și asigură lucrătorii cu echipamente de protecție, cât și angajații care sunt neglijenți. Verificări nu prea se fac, așa cum Inspectoratul Muncii duce lipsă de specialiști și nu are cine merge pentru a controla dacă pe șantiere se lucrează conform normelor de securitate. Pentru a verifica cum se respectă măsurile de protecție pe șantierele din capitală, a mers la mai multe blocuri care se află în construcție. Nepăsare totală și irresponsabilitate este ceea ce am văzut. De exemplu, la acest șantier din sectorul Telecentru, lucrătorii stăteau fără nicio grijă lângă o macara care ridica deasupra capurilor lor sute de kilograme de materiale de construcție. Niciunul nu purta cască de protecție. Băieți, de mergea la mâncare. E ușa să îmbracă cască. În fiecare dată sunt variante când spate, când nu spate. Ne-a explicat unul dintre angajații care este împuternicit să-i monitorizeze pe muncitori. Bărbatul ne-a spus că problema este generată de angajați care refuză să folosească echipamentul de protecție pe care îl primesc. Nu știți cum greu de vorbit cu muncitor să îmbracă cască. După ce au fost atenționați, muncitorii și-au pus totuși căștile de protecție. Mergem la o altă construcție din oraș unde lucrările au fost stopate pentru o perioadă nedeterminată din motiv că la începutul lunii 4 persoane au căzut de la al 9-lea etaj, una dintre ele aflându-se și acum în stare gravă la spital. Șeful de șantier ne-a dat asigurări că toți muncitorii sunt asigurați cu echipamente de protecție. Muncitorii care lucrează la înălțime au centuri, sunt cu căști în cap. Și sunt instruiți. Bărbatul ne-a spus că doar datorită căștilor de protecție, niciun angajat care a căzut de la înălțime nu s-a ales cu traumatisme grave. Și nu a fost cu casca în cap, puteți să fie lovituri la cap. În orice caz, înseamnă că au avut căști în cap și de atât au fost protejat zona capului. Bărbatul presupune că lucrătorii au căzut în gol din motiv că schelele nu au fost instalate corespunzător. Dacă faci o schelă, tot trebuie verificat. Să ții o greutate. Acolo au fost 4 muncitori, plus au fost călderele, care o căldare tot e 30 kg. Cei de la Inspectoratul Muncii ne-au confirmat că, într-adevăr, de multe ori, schelele nu sunt instalate conform standardelor. Instituția duce lipsă de angajați, așa că nu prea are cine merge pe la șantiere pentru a efectua verificări. În cazul în care se constată a fi vina angajatorului,
Deci angajatorul poartă vina despre producerea accidentului în cauză. Sunt cazuri care în care și salariații neglijează și nu utilizează echipamentele de protecție care le oferă angajatorii. În timpul interviului la un șantier din apropiere, chiar în spatele inspectorului, câțiva muncitori aruncau de la înălțime materiale de construcție, iar jos colegii lor stăteau fără căști de protecție. În momentul ăsta a căzut o bucată de beton. Da, e cu regret trebuie să constatăm că se neglijează cu toate cerințele pe locuri, cu toate cerințele de normelor de securitate și sănătate în muncă, angajatorii neglijează și avem ceea ce avem, accidentele produse, oameni decedați. Andrei Prisecare a precizat că în baza imaginilor filmate de echipa ProTV, instituția se va autosesiza și va organiza inspecții acolo. Potrivit funcționarului, cele mai multe incidente de acest fel se produc anume pe șantierile de construcție. Conform datelor statistice oferite de Inspectoratul Muncii, numai în primele 6 luni ale acestui an s-au produs 215 accidente de muncă. Asta în timp ce pe durata anului trecut au fost înregistrate circa 150 de căderi de la înălțime și în jur de 160 de accidente în care muncitorii au fost striviți de utilaje sau obiecte grele. În urma acestora, 4 persoane care lucrau în domeniul construcțiilor și-au pierdut viața în 2020. Curtea de apel a respins ieri cererea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, care a cerut modificarea hotărârii CEC privind deschiderea 150 de secții de votare în diasporă. Dorin Chirtoacă a declarat după ședință că încheierea va fi atacată la Curtea Supremă de Justiție și a spus că țara noastră și-a trădat diaspora cu aceste decizii. Se resping ca fiind neîntemeiată. Hotărârea poate fi contestată în Curtea Supremă de Justiție în termen de o zi. Și o să mergem mai departe la Curtea Supremă de Justiție pentru a-i demasca pe toți. Astăzi putem vedea absolut clar cum diaspora a fost trădată. Acestea 11 care s-au obținut în plus de la 139 până la 150 este destul? Dacă s-a decis prin hotărâre judecătorească să fie 190, de ce unii se mulțumesc cu 150? Nu este corect. Asta poate demotiva diaspora în general să participe la vot. O contestație împotriva hotărârii CEC de a deschide 150 de secții în străinătate a fost depusă și de partidul Nouă Opțiune Istorică și acest demers a fost respins, iar lidera partidului s-a arătat nemulțumită de decizia instanței. Eu consider atât actele de justiție cât și decizia CEC din 23 iunie sunt rezultatul unor presiuni publice, nu sunt întemeiate pe buchea legii, deoarece CEC-ul urma să respecte termenul de organizarea tehnică. Pe 23 iunie, membrii CEC au decis să deschidă doar 150 de secții de votare în străinătate, în pofida faptului că au fost obligați de Curtea de Apel să amenajeze numai puțin de 190 de birouri electorale. Comisia Electorală Centrală a declarat ulterior că hotărârea a fost luată având la bază devizul de cheltuieli de la Ministerul de Externe, fără a oferi alte explicații. Cetățenii cu drept de vot care din motive de sănătate nu se pot deplasa la birourile electorale pot solicita urna mobilă. Comisia Electorală Centrală anunță că cererile în scris vor putea fi depuse până pe data de 10 iulie sau în ziua scrutinului până la ora 15 cu prezentarea obligatorie a certificatului medical. Alegătorii care nu pot depune actul personal o pot face prin intermediul unui membru al familiei sau al unui asistent social de la primărie. În contextul pandemiei, în ziua alegerilor, până la ora 15, prin intermediul urnei mobile vor putea vota și persoanele cu simptome de COVID-19. Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 11 iulie. Liderul Partidului Democrației Acasă, Vasile Costiuc, a fost agresat de paznicul podului de peste Nistru, care leagă orașul Rezina de Râbnița. Acesta l-a acuzat că filmează ilegal construcția, care este obiect strategic, și a încercat să-l rețină. Când Costiuc a vrut să fugă, paznicul l-a lovit cu un baston pe spate. Nu aveți dreptul să vă aflați aici. Deși, fără permis, în baza la cine? La cine trebuie să-mi dai? Și să scrii permis că dă voie să mă apropii, da, de pot? Da, trebuie. Ia ca eu am anunțat șeful de gard, l-am anunțat. Nu să-ți vină dumnealui în coace. Vasile Costiuc susține că era în drum spre Rezina și doar a vrut să filmeze podul, dar paznicul de acolo i-a interzis. Ulterior s-a apropiat un alt bărbat care avea la el un baston. Vede camera că nu se dă voie să filmează. Dar și, măi, întreprindere militară, e pod, e Rezina, e teritoriu, aici e Moldova sau nu? Ce înseamnă obiect strategic? Bărbatul îmbrăcat în haine cu imprimeu militar s-a arătat deranjat că Vasile Costiuc i-ar fi întrerupt odihna și i-a cerut acestuia repetat să se oprească din filmat și să șteargă imaginile. Ia-și strânge. Repede.
Repede să nu mă sfădiesc. Dar nu te sfădui, eu mă duc mai departe, gata. Nu te duci tu nicăieri. De ce? De atât, dacă eu nu vreau. Întrucât Costiuc a refuzat, bărbatul a încercat să-l rețină până la venirea șefului de gardă, a spus el, amenințându-l cu bătaia. Totuși, liderul partidului Democrația Acasă a încercat să fugă, iar în acel moment a primit un baston pe spate. Tu ai intrat? Stai, alea! Uita. Să nu mă târâi eu cu tine, măi, Vasulele, măi. Nu mă nu târâi. Oh. Costiuc a reușit într-un final să fugă, iar astăzi ne-a spus că a depus o plângere la poliție. Anterior și reprezentanții Partidului Aur, care au încercat să meargă în localitățile din stânga Nistrului, au fost bruscați de grăniceri care nu le-au permis accesul. Candidații nu își pot face agitație electorală în stânga Nistrului și nu îi pot informa pe alegători despre programele lor electorale. Cu toate acestea, locuitorii de acolo sunt așteptați să voteze la cele 41 de secții de votare deschise pentru ei în localitățile de pe malul drept al râului. Din acest motiv, planează suspiciuni de corupție, iar codul electoral nu are nicio prevedere care să vizeze acest subiect. Planul de levănțică de la Cimișeni a fost împânzit ieri de zeci de oameni care au făcut poze în nuanțe mov. Я рада, что у нас край такой. Я всем своим друзьям скидываю его. В Сочи фотографии, говорят, это что, Молдавия? Я говорю, да, Молдавия. Proprietarii lanului spun că au întârziat cu deschiderea sezonului cu câteva săptămâni anul acesta. De ce? Vă spunem la știri. Bilanțul persoanelor decedate în urma prăbușirii blocului cu 12 etaje din orașul Miami a ajuns la 9. După 4 zile de căutări, salvatorii au recuperat corpurile neînsuflețite ale încă 5 persoane, iar operațiunea continuă, așa cum încă peste 150 de oameni sunt dați dispăruți. Printre cei 5 rezidenți ai clădirii prăbușite găsiți în ultimele 2 zile, salvatorii au scos din moloz o femeie care era încă în viață. Este vorba despre mama adolescentului de 15 ani care a fost filmat cum este salvat de pompieri în prima zi de căutări. Femeia a fost transportată la spital cu traumatisme grave, însă a murit la scurt timp. I am confirming today that the death toll is at 9. We've identified 4 of the victims and notified the next of kin. My deepest condolences to the families, the friends, the communities of those who've lost their lives. Printre persoanele date dispărute sunt cetățeni din Argentina, Uruguay, Paraguay, Canada și Statele Unite. În total, numărul oamenilor care rămân prinși sub dărâmături ajunge la 154, printre care se numără familii întregi și zeci de copii. Fiul unui cuplu dat dispărut în urma tragediei locuiește în apropiere de imobilul parțial prăbușit. Bărbatul dormea când s-a produs dezastrul, însă spune că a auzit bubuitura. I went out to pick up the patio furniture to bring it in. When I opened the glass door, I look over. There's no apartment. There's no building. The apartment was gone, and my brother called me then at that time. And I was down in the street before fire rescue trucks got there. În apropierea locului în care s-a produs dezastrul, a fost ridicat un memorial cu lumânări, flori și poze ale celor dispăruți. Căutările au devenit complicate în acest weekend din cauza unui incendiu care a izbucnit printre ruinele blocului cu 12 etaje. Fumul s-a răspândit printre moloz, iar unele zone de căutare au devenit inaccesibile. Chiar și așa, salvatorii și câinii special antrenați fiind ajutați de macarale au continuat operațiunea anevoioasă. The gas, the smoke and all those threats that that provides, it complicates the ability for those search and rescue men and women do their jobs. So then the water has to be brought in and that adds weight, that adds, you know, it complicates things. Israelul și Mexicul au trimis în Florida salvatori și ingineri pentru a ajuta echipele americane în operațiunea de căutare. Un raport cu privire la starea imobilului care s-a prăbușit săptămâna trecută arată în 2018 pagube structurale majore și fisuri în subsolul clădirii, potrivit unor documente publicate de presa americană. Primarul orașului Miami a dat însă asigurări că autoritățile nu erau la curent cu acest studiu și a anunțat că în următoarele 30 de zile vor fi verificate toate clădirile construite în urmă cu peste 40 de ani. Un incendiu de proporții izbucnit pe o insulă aflată la sud de Hong Kong a distrus mai multe iahturi de lux și bărci ancorate. Zece
10 embarcațiuni s-au scufundat în ciuda eforturilor pompierilor de a lichida flăcările. Incendiul a fost stins după mai multe ore și nimeni nu a fost rănit. Zona unde a izbucnit focul este folosită de pescari de sute de ani, dar este și un loc popular printre proprietarii de iahturi. În apropiere sunt și două cluburi de yachting exclusiviste. Momentan nu se știe de la ce au izbucnit flăcările, dar autoritățile fac cercetări în acest caz. Inundații de proporții au afectat orașul american Detroit după ploile abundente din ultimele zile. Sute de mașini abandonate de șoferi pe străzi au fost acoperite aproape complet de apă. Zeci de oameni surprinși de viitură în timp ce se aflau pe autostrăzi au fost salvați de pompieri fiind la un pas să-și piardă viața. Puhoaiele au afectat și sute de clădiri care au subsolurile inundate. Autoritățile locale au decretat stare de urgență și au trimis salvatorii în ajutorul cetățenilor. Unii localnici au rămas izolați în case, iar oficialii le-au cerut să nu își părăsească locuințele. Are doar 17 ani și este deja olimpică la mai multe discipline. Vorbim despre o elevă a Liceului Orizont din Durlești, care a demonstrat că domeniul IT nu este doar pentru băieți. Ea a reușit să obțină medalia de bronz la prima ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Fete. Exercițiile la informatică sunt floare la ureche pentru Mădălina. Aș avea numere destul de mare. 10 la puterea 18. Trecem prin toate puterile lui 2. Această problemă, de exemplu, calificată în cursul de informatică ca fiind una foarte grea, adolescenta a rezolvat-o în 5 minute. Nu este o disciplină ușoară, spune tânăra, dar cu mult efort reușești. Nu trebuie să stai pe loc. Câteodată e tentant să stai așa în zona de confort, să rezolvi problemele ușoare, dar e foarte important și singur să încerci chestii mai grele. De-a lungul anilor, fata a reușit să ocupe locuri de frunte la mai multe olimpiade, iar în prezent numără mai bine de 10 medalii și diplome în palmaresul său. Această medalie, de exemplu, a obținut-o acum 2 ani, participând la olimpiadă organizată în Rusia, care i-a testat cunoștințele la mai multe discipline. Atunci, Madalina s-a ales cu locul 3 din aproape 100 de participanți. Iar acum o săptămână a mai adăugat la colecție încă o medalie de bronz, după ce a participat la Olimpiada de Informatică pentru Fete. Olimpiada s-a organizat pentru fete, tocmai din problema că sunt puține fete în IT și cumva balanța nu este o balanță. Tânăra se mândrește cu fiecare medalie și diplomă și spune că muncește mult ca să le obțină. Tu visezi aceste culturi probleme? Mă gândesc că înainte de somn sau dacă am vreo problemă care n-am rezolvat-o și au fost câteva cazuri când mă puneam să dorm că e prea târziu și după asta îmi dădeam seama de soluție și mă sculam înapoi repede să scriu. În cadrul competiției de programare pentru fete au participat peste 150 de eleve din 43 de țări, iar țara noastră a fost reprezentată de 2 eleve și 2 profesori. Concursul a fost organizat de Elveția în regim online. Imediat după știri începe emisiunea O Seară Perfectă. Elena Javela se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Elena, bună ziua! Tatiana, bună ziua! Astăzi la O Seară Perfectă o aștept alături de mine pe prezentatoarea știrilor ProTV, Valeria Capra, care vine să ne vorbească despre vacanța ce a avut-o de curând. Alina Cebotar lansează o nouă colecție de haine dedicată bărbaților, iar de la Franco Sana aflăm cum putem pregăti cel mai delicios barbecue. Nu ratați emisiunea de azi, o vă aștept la O Seară Perfectă! Elena, îți mulțumesc. La un an de când a fost aplicat marcajul de pe strada Pușkin, care delimitează banda pentru transportul public și pentru bicicliști, practic nu se mai vede. Mai multe și atunci autoritățile spuneau că vor crea astfel de benzi și pe alte străzi din centrul capitalei. Promisiunea a rămas în aer. Viceprimarul capitalei susține că proiectul este gata și că marcajul și indicatoarele vor apărea în oraș până la sfârșitul lunii iulie. Da, 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 da.
Banda destinată transportului public și bicicliștilor de pe strada Pușkin aproape că nu se mai vede. Marcajul galben este mai mult șters, iar unele indicatoare au fost deteriorate. Mai mult, deși nu au voie să circule cu automobilele pe aici decât dacă virează la dreapta, șoferii deseori încalcă regula. Acum un an, când a apărut primul marcaj format din două dungi cu inscripția BAS și simbolul bicicletă, autoritățile locale au promis că astfel de benzi vor apărea și pe bulevardul Ștefan cel Mare, Bănulescu Bodonii și pe strada Alexei Mateievici. Acest lucru însă așa și nu s-a întâmplat. Обещания все да хороши. При наших узких дорогах, конечно, должна быть выделена дорога для общественного транспорта. Я видела в Стамбуле, что мне очень понравилось. Там буквально вот это для БАС только ездят автобусы, никакие другие mașini este замечательно. Dacă ar fi fost legi normale, ar trebui de mult să fie totul făcut. Când s-are de dezastru mare, de-i drumurile sunt foarte anevoioase și nimic. Viceprimarul Victor Chironda spune că pe parcursul anului trecut au fost elaborate schemele de organizare a circulației rutiere sub coordonarea unui expert contractat cu suportul Green City Lab din Moscova. Eu cred că până la finele lunii deja va începe procedura de aplicare. Deja totul este gata, finanțarea a fost alocată. Așadar, potrivit viceprimarului, marcajul alb și indicatoarele pentru banda destinată circulației transportului public vor apărea pe Bănulescu Bodonii, Alexei Mateievici și pe Grigore Vieru. Celelalte automobile din trafic nu vor avea voie să circule pe acolo, cu excepția virării la dreapta sau în cazul intrării și ieșirii din curte. Se interzice și oprirea, staționarea sau parcarea. Șoferii care nu se vor conforma se vor alege cu o amendă de până la 1500 de lei și 3 puncte de penalizare. A dat start sesiunilor foto în lanul de levănțică de la Cimișeni cu o întârziere de câteva săptămâni din cauza ploilor. Proprietarii câmpului de lavandă au început să primească vizitatori. Bucuroși de vremea bună, oamenii au făcut 10 de poze la decorațiunile instalate acolo. Înainte de a păși în câmpul plin cu flori de levănțică, oamenilor le-a fost măsurată temperatura, iar fiecare a trebuit să-și dezinfecteze mâinile. Spațiile de ieșire și intrare de pe teritoriu au fost amenajate separat. Membrii acestei familii ne-au povestit că locuiesc de ani buni în Rusia, iar în acest an au decis să-și petreacă vara acasă. Я рада, что у нас край такой. Я всем своим друзьям скидываю. В Сочи фотографии, говорят, это что, Молдавия? Говорю, да, Молдавия. Femeia ne-a povestit că și-a adus copiii pentru prima oară în Moldova. Aceștia au rămas impresionați de țara în care s-au născut părinții lor. Делать фотосессию. Посмотрели в интернете, где есть лавандовые поля, ну и нашли первое ваше. Iar pentru ca pozele să iasă cât mai spectaculoase, printre flori au fost instalate diferite decorațiuni. Pe lângă asta, fiecare a plecat acasă cu câte un buchețel de flori de levănțică. Trebuie să plecăm la bindiere, dar noi am văzut aici și am plecat înapoi. Și noi am venit aici și am făcut fotografii aici. Ce îți place aici? Să fac fotografii, să miros florile. Anul acesta, cu mică întârziere din cauza vremii, am început sezonul de primire a vizitatorilor în lanul nostru de lavandă. De curând, suntem abia a doua zi. Lanul de levănțică se află la 30 de kilometri de la Chișinău, pe șoseaua care duce spre satul Cimișeni. Florile MOV vor putea fi admirate până la jumătatea lunii iulie, după care din ele se va extrage prețiosul ulei de levănțică. Anul trecut, vizitarea lanurilor de levănțică a fost interzisă din cauza pandemiei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Elena Javelea. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0221 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!